Primăria Piatra Neamț caută o firmă care să transforme fostul parc zoo în grădină publică. Pentru asta, administrația Carabelea pune la bătaie peste 6,6 milioane de lei, adică aproximativ 1,3 milioane de euro. Conform proiectului, noul spațiu va fi destinat activităților de relaxare, sport și creație. În incintă se vor organiza spectacole, expoziții, prezentări de film și alte evenimente culturale. Va fi o amenajare cu un curs de apă care va cuprinde bazine, o cascadă și podeste. De asemenea, se vor amenaja spații de joacă pentru copii. Reamintim că fostul parc zoologic, cel care devenise în timp o emblemă a orașului, a fost desfințat la propunerea primarului Carabelea în anul 2021, pentru ca animalele să nu mai sufere. Între timp, ele au ajuns la alte grădini zoologice din țară, unele trăind în condiții mult mai rele decât cele de la Piatra Neamț.